prima întrebare. Am auzit de excluderi din motive de curvie, beție sau alte păcate vizibile. Dar n-am auzit de excluderi din motive de lăcomie, invidie, bârfă, evaziune fiscală sau alte păcate mai puțin vizibile. Unde tragem linia? Nicăieri nu tragem linia. Fratele a tratat foarte clar că orice păcat care este confruntat și la care răspunsul lui altceva decât pocăință, până la urmă duce la excludere. Orice păcat, da? Urmăriți predicile care au fost recent, de exemplu, pe evaziune fiscală, s-a dat avertisment public membrilor bisericii locale că dacă sunt în păcatul evaziunii fiscale, se rezolve repede, pentru că dacă se aduce la atenția bisericii, vor fi disciplinați până la excomunicare pentru lucrul acesta. Nu se trage linia nicăieri. Deci asta e o aberație, unde se trage linia. Dacă omul zice, domnule, mie îmi place cu evaziunea mea fiscală, nu mă interesează de Evanghelie, n-ai nicio treabă cu Hristos. Dacă omul zice, cum a zis frate, mie îmi place să-mi bat nevasta sau să strig la ea non-stop ca și un nervos descreierat, lăsați-mă pe mine în pace cu pocăința voastră, ăla e un păcat care necesită toate etapele de disciplină până la excomunicare. Punct. Da, și acolo, dacă te uiți în Matei 18, pare să fie, în primul rând, o ofensă personală între doi frați. N-ai rezolvat ofensa aia personală între doi frați, mergi până la excomunicare. Pentru că păcatul ăla netratat arată că e o problemă mult mai adâncă. Da? Și ce urmează? Cine știe ce urmează imediat după? Ce pildă urmează imediat după? Da? Deci e vorba de datorii, de rob. Clar că tema e una teologică, dar exemplul folosit e important. Da? Dacă doi frați vin la biserică și zic, fratele, mi-a greșit pentru că a luat bani împrumut și nu mi-a dat înapoi. Prima greșeală e că ai dat bani împrumut, da? Rectifică-ți teologia despre împrumutul banilor. A doua greșeală e că el nu ți-a dat înapoi. Vrei să parcurg pașii pentru un asemenea păcat și dacă răspunsul e, băi, asta e, mie îmi place să iau bani împrumut să nu-i dau înapoi, lăsați-mă în pace. Ok, am înțeles, mergem în fața bisericii, tratăm și scoatem afară din mijlocul nostru un asemenea om. Ce faci în cazul în care o biserică refuză să facă disciplina unui membru, în paranteză chiar păstor, care a păcătuit scandalos? Încep cu ultimul pas care l-a prezentat fratele Andrei, rugăciunea. Începe acolo. Fiind membru în adunarea aia, dacă ești membru în adunarea aia, scuze că trebuia să te las pe tine, dacă mă completez tu. Fiind membru în adunarea aia, ai o responsabilitate să semnalezi abaterea asta, da? Deci nu stai numai pasiv și zici, măi, pe mine mă deranjează că nu s-a disciplinat, dar eu nu fac nimic. Nu mă rog, nu spun nimănui, nu. Nu, tu trebuie să te duci în mod activ și să zici, să confrunți pe fratele ăla, chiar dacă este păstor, să mai iei câțiva frați, să discuți cu frații care sunt în conducerea bisericii, să spui, nu se poate așa ceva, frate, noi trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva. Și prin rugăciune, prin a-ți asuma rolul de membru și de mădular, prin răbdare, la un moment dat, Dumnezeu ori va da un răspuns pozitiv, ori va confirma că biserica aia e o biserică care trebuie părăsită. Bine, Biblia spune foarte clar, dacă un prezbiter păcătuiește, mustră-l înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Mustră-l înaintea tuturor. Acolo e o problemă și de prezbiterii ceilalți. Dacă ei tolerează pe prezbiterul respectiv, atunci ei arată că și ei au o problemă, da? Păstori sau prezbiteri sau ce-o fie, atunci arată că și ei au o problemă, da? Și la urma urmii, biserica recunoaște slujitorii. Biserica recunoaște slujitorii, da? Duhul Sfânt îi cheamă, dar biserica îi recunoaște. Slujitorii nu sunt niște arhangheli de care n-ai voie să te atingi, să nu spui nimic împotriva lor, că ungerea lor o să se îndrepte spre voi și o să vă distrugă, o să vă pulverizeze. Ungerea marelui arhanghel chemat de Dumnezeu, care în ciuda tuturor păcatelor săi are un fel de imunitate din asta spirituală nelimitată. Nu există așa ceva. Deci nu există așa ceva. Adică dacă pe mine soția mea are voie să mă mustre pe marele arhanghel Andrei, de ce nu mă poate mustra un frate? Dacă nevastă mea mă poate mustra și o face și bine face. Adică de ce ar fi așa ceva? Frate, să nu ne atingem de unsul Domnului, că uite că David nu s-a atins de Saul. David nu l-a omorât pe Saul. De-aia a strigat în toiul nopții. Băi, pe cine cauți? Ce e cu tine? Cine sore? Domnul o să facă dreptate. El nu putea să facă ceva în situația aia. David, apropo, nu era prezbiter, nici Saul nu era prezbiter. Da? Situația este aplicată de multe ori așa, aiurea. Deci acolo trebuie să se sesizeze prezbiterii, în primul rând, ceilalți prezbiteri și adunarea. Fiecare membru din adunare
are dreptul să facă ceva în privința asta, să se roage în dragoste, în blândețe, să semnaleze lucrul ăsta. Dom'le, nu-i cum trebuie, ce se întâmplă aici? Cei mai mulți păstori nu aplică disciplina și nu mustră păcatul, da? Ca să nu fie mustrați. Pentru că deschid poarta la ideea că păstorii, da, pot fi, deci mai ales păcatul prezbiterilor. Păi dacă eu ca și prezbiter mustru un alt prezbiter, înseamnă că prezbiterii pot fi mustrați. Și eu fiind prezbiter, înseamnă că s-ar putea să fiu mustrat, da? Dacă nu mustru pe nimeni la nivel general, atunci Biblia care spune tu care spui că aceste lucruri nu trebuie făcute, le faci. Păi știi, eu nu spun la nimeni nimic. Eu spun că toate sunt ok. Deci nu mă poate mustra nimeni. Dar nu mă pot face vinovat de încălcarea Scripturii respective. Doar că mă fac vinovată de încălcarea întregii Scripturi. Asta e problema. Eu nu zic nimănui. Eu n-am zis la nimeni că nu, să nu curvească vreodată. Eu n-am zis la nimeni că să nu fac aia, să nu fac aia, să nu fac aia. Ca tare să nu vină nimeni la mine să îmi spună. Și mai ales când e vorba de păstori, un păstor este reticent să mustre un alt păstor pentru că deschide poarta ca el să fie mustrat. Da? Dar eu vreau să fiu mustrat. Eu vreau să fiu mustrat de biserica mea, vreau să fiu mustrat de prezbiterii din biserica mea, când este nevoie ca să fiu mustrat, când este nevoie să fiu disciplinat. Eu vreau să beneficiez de toate instrumentele harului care le-a lăsat Dumnezeu. Aș fi nebun la propriu să nu vreau. Să zic, eu ca și păstorul bisericii sau unul dintre păstori, eu nu vreau să am toate beneficiile care le aveți voi. De ce nu aș vrea? Da? Pentru că nu cred că de fapt sunt lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că am o problemă esențială în teologia mea și în înțelegerea Scripturii și asta mă descalifică de la fi prezbiter. Da? Mă descalifică. De aceea membralitatea, de aceea disciplina, de aceea lucrurile astea, mai ales pentru un prezbiter, îl descalifică din start. Da? Pentru că dacă nu înțeleg aspectele astea și nu înțeleg cum ele sunt legate de Evanghelie, n-am ce căuta în fața poporului. Deci realmente n-am ce căuta acolo. Și în privința noastră, de exemplu, fratele meu, dacă eu, dacă aș fi prezbiter sau dacă el e prezbiter și înțelege că și el un om failibil și limitat și cu greșeli și cu slăbiciuni și așa mai departe, el trebuie să se aștepte că cineva cândva va veni și va atrage și lui atenția. Dacă e smerit și știe cine e cu adevărat și se verifică deseori în lumina Evangheliei cu privire la cine este el față de Domnul Iisus Hristos, se va aștepta să beneficieze și el de același tratament pe care Dumnezeu îl aplică tuturor pentru a-i câștiga, pentru a-i recupera și așa mai departe. Și la noi se întâmplă chiar și în ce privește predicarea într-un mod gentil, dacă am lăsat ceva nespus sau dacă las ceva cu dubii sau așa, fratele Mihai are toată libertatea, nu există niciun fel de supărare între noi, să ridică și să poate să nuanțeze mai bine un aspect. Nu există niciun fel de... Eu nu mă consider infailibil. Nu sunt infailibil, sunt departe de a fi infailibil. Poate să facă lucrul ăsta în învățătură și îl face deja în adunarea noastră și poate să-l facă și face în orice altă privință. Avem evaluare în care eu îmi scriu pe foaie și dau fratelui să vadă cum îmi văd eu viața mea. Cum mă port, ce s-a întâmplat cu mine în ultimile luni, în ultimile săptămâni de zile și nu este niciun fel de problemă între noi. Lucrul ăsta trebuie să facă periodic. Aici e o problemă. Eu nu-i spun nimic că și el știe despre mine și eu despre el și mergem așa și... Ne vedem treaba asta. Deci e problemă gravă de mult înainte să facă el păcatul ăsta scandalos. Poate fi primit în biserică cineva care încă are păcate de care nu se poate lăsa, presupunând că îi pare rău și vrea să se lase. Acum e nuanțată treaba. Deci e nuanțată treaba în sensul că e posibil ca cineva ca să experimenteze pocăința sinceră și să aibă o problemă cu un anumit lucru care... Noi avem impresia că pocăința așa întotdeauna te trăznește Dumnezeu și gata, peste noapte s-a rezolvat tot, da? Nu e așa. Auzim mărturiile tot timpul. Din momentul în care m-am pocăit, m-am lăsat de țigări, m-am lăsat de toate, nici n-am mai simțit absolut nimic. Da, posibil că Dumnezeu a făcut asemenea lucrare, Dumnezeu face asemenea lucrare, dar știi ceva? La cei mai mulți pocăiți, care se pocăiesc în mod sincer, dependența de nicotină încă e o problemă. O simt la nivel biologic. Și au nevoie de o comunitate de credincioși care să-i încurajeze și în timp se eliberează total, și spiritual, și biologic, și tot, de viciul respectiv. Da? Ei, dacă cineva vine din lume și zice, măi, eu toată viața am fumat, da? Am o dependență de chestia asta, m-am pocăit de ea, mi-i scârbă de lucruri sau alte păcate, da? Dar adevărul e că mai simt tendința asta, mai simt, așa, mă lupt împotriva ei. Sunteți dispuși să mă primiți în comunitatea voastră și să luptați împreună cu mine împotriva păcatului ăsta? Nu. Până nu ești sfânt, n-ai ce căuta aici, da? Ar fi o aberație să zici așa ceva. Dar e nuanțat pentru că de multe ori oamenii se ascund în spatele asemenea chestii.
În sensul că ei nu au o voință îndreptată spre pocăință, ei au o voință îndreptată spre păcat și zic, nu, eu vreau să mă pocăiesc, doar că nu fac nimic în direcția asta, știi? Dar totuși vreau să fiu acceptat. Păi toți vrem să fim acceptați, da? Întrebarea e dacă tu ai o voință îndreptată spre păcat și vrei să fii acceptat pentru a te sfinți și pocăi mai mult, sau tu vrei ca să fii acceptat ca să ai senzația că nu mai trebuie să te pocăiești, că asta vor ce mai mulți. M-au acceptat frații, înseamnă că sunt ok, nu mai trebuie să fac nimic, da? Așa ceva, acolo ar fi o problemă și nuanțat și ar trebui tratat cu grijă. Dar de-aia vreau să zic că nu e așa o chestie fără echivoc. În ziua de astăzi, un membru exclus dintr-o biserică are toate șansele să fie primit cu brațele deschise în celelalte biserici din oraș. În acest context, ce rost are să mai exclude membrii? Păi are rost să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și un lucru interesant, când am fost în cultul baptist, la comunitate s-a discutat la un moment dat problema asta și m-am bucurat că s-a discutat, mi s-a părut o chestiune foarte onestă, la comunitatea de Arad, o chestiune foarte onestă. Slujitorii au ridicat problema pentru că noi eram prieteni foarte buni, nu doar slujitori, prieteni foarte buni, beam cafea împreună, poate mergeam într-un concediu împreună sau cine știe ce mai făceam împreună. Pleca un membru de la mine din biserică răzvrătit, nepocăit și el primea acolo, îi dădea plicul cu zecioală și se bucura de lucrul ăsta. Noi n-am fost așa, da, am creat o situație acum, da? Și atunci, dar eu nu-l sunam, băi Mihai, spune-mi și mie, te rog, dar cine e individul ăsta, de ce vine aici, ce se întâmplă cu el? Pur și simplu s-a făcut transferul ăsta. Asta este o problemă. Acum, eu cred că dacă cineva ar veni în cazul nostru, noi ar trebui să vedem în fiecare situație care e problema, care e situația. De ce frații de acolo au hotărât să te excludă? Ce s-a întâmplat? Da? Sau sunt de ce pleci de bunăvoie? Da. Sunt excluderi biblice, sunt excluderi nebiblice. Da? Iar trebuie măcar să dau telefon, măcar să mă întâlnesc cu ăla, măcar să vorbesc cu el. Da? Dacă cineva iasă dintr-o biserică apostată și văd că știe Evanghelia și vrea să fie membru într-o biserică sănătoasă, eu nu o să judec de ce a plecat din adunarea aia, să fie foarte clar. Și că ei după aia văzând că a plecat, l-a exclus sau l-a disciplinat. Aia nu e disciplinare, aia e bătaie de joc, să fie foarte clar. Deci să fie foarte clar, sunt multe situații în care persoane care n-au mers ani de zile la biserică, nu i-a căutat nimeni niciodată, când s-au dus să se integreze într-o biserică în care oamenii și-au arătat interesul pentru ei și au vrut să-i ajute, să meargă pe calea Domnului, să-i îndrepte, să-i recupereze, s-au sesizat după ani de zile frații și au spus, o, problemă aici și i-au exclus. Asta e bătaie de joc, deci la propriu asta este bătaie de joc. Deci tu n-ai știut de la nimic câțiva ani de zile și acum când ai auzit că omul a început să frecventeze o adunare, nu te-ai ocupat de el în timpul ăsta, acum când ai început să frecventezi o adunare, te-ai sesizat din oficiu ca să rezolvi o problemă. Dar nu cred, ca principiu, că trebuie făcute transferurile astea. Nu cred că ar trebui primit. Asta e o problemă cu adunările și în momentul când noi vom practica în continuare tipul ăsta de disciplinare finală, de excludere, atunci când este necesar, numai când este necesar, și lucrul ăsta va spune ceva despre bisericile care primesc pe asemenea oameni. Deci va spune ceva foarte serios despre oamenii ăștia. Și în cele mai multe cazuri ei nici măcar nu întreabă ceva. Se bucură că mai au câțiva membri. Și asta arată starea disperată în care se află și nenorocită spirituală în care se află bisericile alea. Asta arată. Ăsta e singurul lucru care se poate spune despre ei. De acord. În momentul în care o biserică, să zicem, din același oraș, da, mai ales că acum se fac transferuri și între culte și între etichete, deci nu mai contează, nu mai... În unele cazuri foarte bine. Dacă pleci la Martorii lui Jehova, să te duci la baptiști reformați, aleluia, slavă Domnului, da? Dacă e invers, e grav. Dar sunt foarte multe transferuri de genul. Un lucru care elucidează și face foarte clar, că așa la nivel ecumenic, toți suntem Biserica Domnului, tot așa. Păi în momentul în care o biserică a Domnului a declarat pe Xulescu ca și fiind anatema, și tu îl primești fără nici măcar să pui un semn de întrebare, ce ai declarat public este că de fapt nu suntem toți Biserica Domnului, da? Eu nu recunosc autoritatea bisericii respective. În cazul, de exemplu, membrilor care au fost excluși de aici și au fost primiși fără ca vreun păstor să mă sune din orașul acesta, ei au declarat public că ei nu consideră biserica noastră validă, da? Ceea ce e foarte ok, că nici eu nu consider bisericile lor valide, da? Dar măcar să fim oneși. În momentul în care tu ai primit un membru care a fost exclus din biserica aceasta, fără ca măcar să întrebi de ce, care a fost, care e istoria lui, spune ceva. Nu neapărat ca să mă iei, să-mi iei cuvântul așa ca fiind adevărat, dar măcar să întrebi. Cum te duci la un job, da? Te duci să-ți iei un job, dai un CV și ăla sună pe fostul tău șef sau la firmă, mă, a fost, s-a vreodată angajat aici.
O frecventa vreodată, venea la serviciu, ce se întâmpla? O referință, da? O iei după aia și o cântărești. În momentul în care el a primit așa gratuit, declară public că el nu dă doi bani pe biserica respectivă care l-a exclus și nu o consideră legitimă. Atunci să terminăm cu ideea asta că toți suntem bisericile Domnului, da? Să fie foarte clar. Noi am dovedit prin disciplina practicată după Scriptură că cel puțin încercăm să fim biserica Domnului și voi ați dovedit prin faptul că ați luat așa gratuit, fără să dați doi bani pe lucrul acesta, fără să cercetați pe cei care i-ați primit în membralitate și nu doar acela care a fost disciplinat, majoritatea membrilor n-au avut o discuție înainte să fie primiți. Nu li s-a întrebat, măi, ce este Evanghelia? Ce crezi? Da? Nimică. Dovedesc prin practica lor că ei, de fapt, nu sunt biserica ai Domnului. Și lucrul să fie foarte clar, să fim pe față. Domnule, noi credem că doar bisericile care au aceste trei semne biblice sunt a Domnului. Punct. Și nu am nicio dorință să fiu asociat sau să fiu împărtășie cu cei care nu sunt biserici adevărate. Asta, frate, asta nu-i dragoste, te separ de toată lumea. Nu, mă separ de toți cei care nu se supun cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă asta înseamnă că am părtășie numai cu 5 biserici sau 10 sau 20 sau 50 sau câte sunt în țara asta sau în universul ăsta, da? Oricum numai alea sunt biserici adevărate. Restul e părtășie în întuneric și neadevăr. Nu știu ce mi-aș dori să am părtășie cu alte lucruri decât cu bisericile lui Hristos. Ce faci în cazul în care doar tu ești cel care ai văzut păcatul fratelui tău și el nu vrea să asculte mustrarea ta? Pe ce martor să chem cu tine? El zice, textul zice ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi martori, da? Sau trei martori. Nu spune ca orice dovadă video sau audio să fie sprijinită, da? Acum se mizează pe cuvântul fraților, da? Unul spune da, unul spune nu. Și eu cred că Duhul Sfânt va lucra într-o asemenea măsură încât mai devreme sau mai târziu lucrul ăla... Oricum, când s-a spus ceva despre un frate, el nu vrea să-l pocăiască, eu mai au doi sau trei frați, deja lucrul s-a împânzit cel puțin la nivelul ăsta. Oricum, omul ăla-i lua la ochi. Da? Oricum, îi lua la ochi. Dacă el e serios și îi pocăi și n-a făcut lucrul ăla, se va dovedi. Dacă el a făcut lucrul ăla, iar eu cred că se va dovedi. Nu știu. Da, deci cazul e cam așa sună. Da? Andrei vine la mine, mă confruntă și zice, frate Mihai, săptămâna trecută m-ai înjurat. Hai mă, lasă-mă în pace cu prostii din astea. El merge și îl ia pe Sorin și pe fratele Cristi și vin la mine și spune, uite, frate, nu e ok, nu poți ca să înjur, da? Și singura mea scuză e acum să mint, da? Și zic, n-am zis așa ceva? Acum, practic, neg ceea ce au zis fratele Andrei, da? N-am zis așa ceva? Ok, fratele Andrei zice, băi, ai zis, cum n-ai zis? Mie mi-ai zis, m-ai înjurat pe mine, da? Trebuie să te pocăiești de asta. Că el n-are cum să dovedească, da? Și atunci trebuie ca să meargă la următorul nivel și să implicați și predică și mai departe. Într-un caz de genul, cu siguranță că se va proceda cu grijă, nu neapărat. E posibil ca fratele Andrei ca să fie cel vinovat, el să mintă în cazul ăsta, da? Dar, cum zice fratele Andrei, va fi sub vizor. Acolo e o problemă. Cel puțin atâta știm. Între aia doi frați există o problemă. Un incident s-a întâmplat. Ori unul minte că l-a înjurat pe celălalt, ori ăla minte că a fost înjurat. Dar noi pe ăștia trebuie să avem un vizor să vedem ce se întâmplă. Și până la urmă cazul respectiv se va dovedi și se va arăta cine este drept. Asta e clar. Pornind de la versetul 1 Corinteni 5 cu 11, ce relație trebuie să avem cu o persoană care a fost exclusă din membralitatea bisericii? Nu ar trebui să o mai căutăm în speranța că se va pocăi? Dacă o cauți ca să se pocăiască, da. Dar dacă o cauți ca să ieșiți la sindrofii și să-i dai sentimentul că el e ok, chiar dacă noi l-am exclus și încerci cumva să-i lingi rănile și să-l anesteziezi, da, după procesul disciplinării amputării, atunci ai o problemă. Și în cele mai multe cazuri asta se întâmplă. Da? Asta se întâmplă în general. Au fost un prieten, cum am spus, astea sunt cazuri foarte frecvente. Ideea nostru, știm, bă, n-ai cum să rupi relațiile astea. Nu, dar de fiecare dată când te întâlnești cu el, dacă el, aici e important, dacă el din momentul ăla spune... Bă, de fapt, eu chiar n-am fost frate de-a vostru și trăiește ca un păgân și ca un vameș, atunci poartă-te cu el frumos, vorbește cu el, cheamă-l la Domnul, predică Evanghelia și așa mai departe. Dar dacă el, din punctul ăla, ceea ce se întâmplă foarte des, asta e problema, el își spune în continuare, frate, rupe orice legătură cu el. Eu nu mă pot întâlni cu tine decât ca să te mustruri, să te pocăiești. Deci aici e problema. Ce spune el despre sine după aceea? El continuă, că aici nu se spune. Continuă să spună fratelui însuși. Și aia el acceptă disciplinarea bisericii, ceea ce se întâmplă în puține cazuri și el spune, bă, de fapt, nici nu mai întrebe biserica.
Numai bine el a recunoscut cine e în realitate. Și în cazul ăla îl tratez ca pe un necredincios. Ești la masă cu el, vorbești cu el, poți discuți de mașini, de ce vrei tu și îl chemi și la pocăință. Dar dacă el își spune lui, nu, eu sunt în continuare, frate, voi toți sunteți răi, eu sunt bun, individul acela trebuie însemnat și pus deoparte. Eu nu am legături cu el, nu, nu-i spun bun venit, pentru că el dă o mărturie greșită despre Biserica Domnului Iisus Hristos, despre Evanghelie, despre procesul disciplinării, despre absolut orice. Deci cred că îi transmiți un mesaj fals lui în momentul în care ai o relație în asta foarte prietenoasă cu el. Nu, eu mă întâlnesc cu tine, dar mă întâlnesc să spun, Sorin, mi-aș dori să avem relația pe care am avut-o înainte, dar tu trebuie să te pocăiești întâi. Eu nu pot să îți să te anesteziez pe tine. Nu vreau să te anesteziez. Și mulți membri subminează procesul ăsta de disciplinare, da, prin faptul că atunci când biserica vine la oaltă, se strânge la oaltă pentru o disciplinare și să iau o decizie a bisericii, da? Există o unitate a bisericii, chiar dacă tu ești în minoritate. Da? 98% a fost de acord și au judecat după cuvântul lui Dumnezeu și călăuzit de Duhul Sfânt că acest om trebuie disciplinat. Și au rămas 2-3 în adunare care sunt potrive, că știi, mină, na și nu știu ce, da? Ce faci? Te supui bisericii, din care ești mădular și în care ai zis că te-ai integrat și ai zis că ești sub autoritatea ei. Te duci și zici, măi, știi, acum te-au disciplinat ăștia, dar lasă-i, dă-i încolo, că știi tu cum sunt, așa sunt căpățânat. Eu n-am fost de acord oricum. Eu n-am fost de acord oricum, da? Nu, te supui hotărârii bisericii și trebuie să existe o unitate. Pentru că în cazul ăla, biserica a fost călăuzită într-un fel și tu poate n-ai înțeles încă, sau trebuie să te maturizezi, sau trebuie ca să cauți călăuzirea Domnului. Deci trebuie ca să păstrezi unitatea bisericii, să raportezi corect la omul acela, chiar dacă tu încă ai anumite rezerve, da? Dacă biserica a tratat cazul în mod corect și în mod clar. În momentul în care tu intri în minoritate și intri în opoziție, așa ca ăștia în partid, dar acum sunt în opoziție, tu faci politică, nu ecleziologie, nu teologie biblică. Biserica nu e un partid politic, ca tu să-ți exprimi opiniile și așa mai departe. Odată ce biserica s-a pronunțat și dacă a făcut după cuvântul lui Dumnezeu, tu datorezi unitate și loialitate față de cuvântul lui Dumnezeu și față de trupul lui Hristos local din acel loc. Bine, și să subminez ca individ, 2-3, că noi n-am votat, da? Că suntem din familia lui sau prieten cu el, să subminez procesul disciplinării unei biserici înseamnă să subminez autoritatea lui Hristos și aplicarea cuvântului lui Hristos. Ăla e un păcat grav. Intri tu la disciplinare. Deci dacă tu sabotezi procesul de disciplinare aplicat de biserică, procesul instituit de Hristos, tu faci un păcat direct împotriva lui Hristos și a bisericii lui și împotriva cuvântului atunci. Da? Bineînțeles că lucrurile pot fi nuanțate aici, că te-ai întâlnit, mai băut un suc și ai discutat cu el sau nu mai știu. Pot fi nuanțate lucrurile, dar nu suntem absurzi acum. Dar dacă tu în mod sistematic, foarte finuț, subminezi autoritatea bisericii și procesul disciplinării, ai o problemă gravă, deci foarte gravă. Eu cred că este caz de disciplinare ăla. Dacă tu subminezi și sunt, când spun, lasă-i pe ăștia, eu oricum n-am votat, eu n-am fost de acord cu ei, că nu știu ce. Deci tu subminezi autoritatea bisericii atunci. Și e o problemă foarte gravă. Cât timp pot lipsi din adunare și totuși să fac parte din ea? Oh, mă. După statut, care statut? Nu știu. Ardeți-l. Ardeți-l. V-am spus cum cred eu că e normal să veghem unii asupra altora, să nu părăsim adunarea cum au unii obicei. Zice că aveau obicei. Păi dacă părăsești adunarea, nu părăsești odată pentru totdeauna? Probabil că erau din ăștia misii hoinari, da? Vagabondași spiritual, hoinari din ăștia, care umblau ba într-o parte, ba în alta. Eu n-aș pune un timp, cred că trebuie fiecare situație tratată într-un mod cu totul special. Văzut ce-i cu omul ăsta. Dom'le, sunt într-o delegație pentru 3 săptămâni sau 4 săptămâni. Sau e o situație specială în care plecăm cu familia 3 luni nu știu unde. Sau depinde de fiecare situație. Nu poți să dai așa, să tratezi chestiunea asta din topor. Cât poți să lipsești ca să fii membru al adunării. Depinde de ce lipsești. Asta e întrebarea principală. De ce lipsești? Ce se întâmplă cu tine? Da? Cred că asta... Într-o biserică sănătoasă și o lipsă de o duminică, organismul reacționează. Corect. Rapid, da? Ai lipsit o duminică, vei fi sunat de cineva, nu de păstor, că nu-i jobul păstorului sau a păstorilor. Cineva te va suna, da? Sunt două duminici la rând, cineva garantat că va fi la tine acasă. Sunt trei, după ce ai fost consultat de un frate sau de mai mulți frați, te sună păstorul și te vizitează, da? Deci eu le-am zis la frați, eu nu fac vizite pastorale. Eu am părtășie cu voi oricând. La un grătar stăm, mă sunați, discutăm cu orice frate, da? Dacă îți nevoie să fac o vizită pastorală, ai căcatul vechi. Da? Atunci, da, atunci vin eu și mă impun. Vezi că mâine vin la tine. Dar frate, dar nu-ți pregătim, nu, mâine vin la tine. Da?
Pentru că s-au parcurs deja etapele de disciplină și tu nu percutezi. Mâine ne vedem. Nu mă interesează că ciorba e pregătită sau nu, sau masa e pusă sau nu. Ne vedem. Dacă mă mut undeva unde nu este o adunare biblică, pot rămâne membru în adunarea din care am plecat? Nu te muta. Amin. S-o mută la Zalău. Nu știu, mi se pare cea mai simplă chestie, dar nu. Nu? Da, eu sunt de acord, deci nu, e... Nu promitem că te primim membru, dar poți să fii măcar împărtășia unei adunări sănătoase. Da, continuă. Masa Domnului, participare închisă sau deschisă? Închisă pentru cei necredincioși, care nu au o mărturie credibilă, care nu sunt rânduială cu biserica, da? Care nu sunt serioși, și deschisă pentru cei care îs născuți din nou, credincioși adevărați, care sunt rânduială cu biserica. Doar membrii bisericii locale sau? Nu cred că doar membrii bisericii locale. Dar eu aș opta pentru o variantă care a fost practicată de sute de ani, s-a pierdut între timp. Dacă suntem biserici sau adunări care suntem în părtășie, ce ții ție sau ce mi-e mie să spun, vine un fratele Nel Lazar. Fratele Nel mă sună să spune, un frate are ceva treburi în Zalău săptămâna viitoare și vrea să fie duminică la voi. Primiți-l cu toată dragostea, e un frate care trăiește în rânduială cu adunarea. Ce mare lucru! Și noi îl primim și îi la părtășie cu noi și la masa Domnului. E o chestiune foarte simplă. Părerea mea, e opinia mea. Foarte simplu. Da, deci, biserica are responsabilitatea să administreze cina Domnului într-un chip vrednic. Creștinul are responsabilitatea să se cerceteze, da? Și să fie în raport corect. Acum, dacă biserica, de exemplu, vine cineva în vizită și eu știu categoric acea persoană nu se raportează corect la Evanghelie, la Hristos, la biserică, da? Chiar dacă, după ce s-a citit textul, ce s-a explicat, cine are voie, cine așa, eu nu-i dau cina, da? Ajung la el și spun, îmi pare rău, nu, te rog să stai jos. Nu-i dau cina. Da? Dacă știu în mod categoric. Dacă nu știu, asta e practica mea, nu spune în cuvânt, nu există ceva la urma Scripturii care să detaleze chestia asta, dar eu cred că sunt bazate pe principii biblice. Dacă nu știu, atunci îl cred pe cuvântul lui de onoare, până la propria contrarie, că e un vizitator credincios, adevărat. I-am zis tot ceea ce spune Scriptura despre cum ar trebui ca să se apropie de masa Domnului, da? Dacă el începe și vine în fiecare duminică pentru o perioadă mai lungă, încep și cercetez eu cazul, pentru că ori trebuie să fie membru, dacă într-adevăr e un credincios care s-a lipește de biserica asta, ori trebuie să-i se spună, nu poți lua cina Domnului dacă nu ai o mărturie credibilă, nu ai o mărturisire credibilă, și nu vrei ca să faci parte din biserica asta, du-te la biserica din care faci parte. Nu veni aici pentru că, nu știu. Să nu stau la masă cu un asemenea om, citat. Dar dacă este soțul meu sau cineva din familia mea. Nu cred că se schimbă. Cred că relațiile de familie sunt foarte clar reglementate în Sfânta Scriptură. Da? Ei sunt prima ta responsabilitate. Bărbatul necredincios îi sfințit prin nevasta credincioasă și așa mai departe, nu cred că trebuie să stai la masă în situația asta cu cei din familie, fără discuție. Dar trebuie să fie o mărturie pentru el, trebuie să-l câștigi fără doar și poate. Să faci orice îți stă în putință pentru lucrul acesta. Da. Asta e opinia mea, nu știu ce... Da, sunt de acord. Cu precizarea că chiar față de cei care sunt neamurile noastre, le datorăm dragostea familială, le datorăm toate datoriile familiale, da? Să fiu cât se poate de clar. Soț, soție, da? Acolo unde spune că ești dator față de soția ta prin trupul tău și ea e datoare față de tine, faptul că e exclusă din biserică sau el e exclus din biserică nu înseamnă că poți ca să zici gata, nu mai avem relații sau ceva de genul. Nu. Ai o datorie la nivel de soț, soție, da? Față de copiii tăi, față de orice ar fi. În același timp, nu înseamnă că le poți acorda anumite aspecte care țin doar de dragostea între frați și de mădulare în trup. Trebuie să fie la fel de clar. Te iubesc ca și soție, ca și soț, ca și frate de trup, ca și... dar dezaprob starea în care te afli. Da? Mă rog în mod continuu pentru pocăința ta. Vreau ca să te pocăiești.
Relația care am avut-o când era în biserică nu avem acum. Dar avem toate lucrurile astea care vin prin relația naturală. Dar relația aceea supranaturală, prin faptul că suntem mădulare în trupul lui Hristos, e ruptă acum, da? Asta trebuie să fie clar. Fiind gentil, fiind, adică nu ești bădăran, totuși tu iubești persoana aceea pe tot felul de paliere, dacă nu cel eclesial, pentru că l-ai scos în afara părtășiei, cel familial și așa mai departe. Dar nu vrei ca să dai de înțeles că pentru că suntem neamuri, partea cu biserica și cu pocăința asta nu mai contează. Contează, aia contează cel mai mult. Eu, de exemplu, dacă tata ar face acasă, noi suntem nou, ar face căsătoriți care pe unde ar face o întâlnire din asta așa și familială și religioasă, să ne rugăm împreună, să avem așa ceva pentru familia noastră și ar ști despre un frate meu că e eretic pe față, predică altă evanghelie, eu nu m-aș duce. Eu nu m-aș duce acolo, îi spun, tată, eu nu vin la așa ceva. Vrei să venim să discutăm cum vrei să împarți moștenirea? Vin. Da, e o chestie de familie. Vrei să avem părtășie în evanghelie? Eu nu vin la așa ceva. Deci dacă vrei să venim să facem o părtășie, eu nu mă unesc cu așa ceva, să fie foarte clar. Nu mă duc la propriu. Deci eu nu m-aș duce la așa ceva. Oricine ar fi din familie. Eu nu m-aș pune, dacă tata ar predica o evanghelie eretică, nu m-aș pune pe genunchi cu el. Să fie foarte clar. N-aș lua cina cu el. Să fie foarte clar. Niciun fel, pentru mine niciun fel de discuție, spun public lucrul ăsta. Niciun fel de discuție pe chestiunea asta. Deci în punctul în care se neagă lucruri fundamentale din Sfânta Scriptură, se rupe orice fel de părtășie. Nu avem... Avem relații de sânge, îl respect ca tată, pot să-i primesc sfaturile cu privire la cum să-mi cheltui banii sau ce mașină să-mi iau, dar nu discutăm și nu avem părtășie pe chestiuni spirituale. Mihai, bine, frate, sunteți aici, poate ar fi bine să întrebăm și treaba asta, dar în ce privește relațiile sociale, de exemplu, eu sunt patron, sunt coleg, am fost frate cu cineva care mi-a angajat la servici, ce fac? Dacă biserica le comunică, îl dau și eu afară de ele de la servici? Nu, nu, sau în relațiile sociale obișnuite? Da, nu, deci nu, nu-l dai afară, cu siguranță. Clar că există anumite complicații, poate chiar și legale acolo, da? În felul în care tu poți să-ți arăți dezaprobarea din punct de vedere spiritual. Dar dacă ți-o arăți, de exemplu, prin faptul că îl plătești mai puțin, unul la mâna nu-i creștinește și discriminare, da? Nu-i mai spui pacea Domnului, cum îi spuneai numai lui când venea la serviciu, ci îi spui salut de atunci. Salut. Deci, eu dacă mă întâlnesc pe, nu sunt un caz de genul, dar eu dacă mă întâlnesc pe stradă cu cei care au fost excluși din biserica noastră, îi salut, să zicem, dacă ei mă salută, nu le zic pace. Deci nu le zic pace, nu. Și dacă ar fi, și la noi în biserică există caz de genul exclus care a lucrat, să zicem, în cadrul unei firme a unui membru din biserică. Nu știu dacă am discutat sau nu, dar sfatul meu ar fi, trebuie să fie foarte clar delimitat, că nu mai este, că nu este considerat fratele tău, da? Este angajatul tău și atât. Asta e relația care o avem, da. Deci trebuie delimitat foarte clar palierul social, familial, de cel spiritual. Da, trebuie delimitat foarte clar, la fel cum în privința învățăturilor Domnului Iisus întoarce obrazul celălalt, trebuie delimitat foarte clar ce fac aia eu ca și creștin sau eu ca cetățean sau eu ca responsabil și cap al familiei. Dacă vine cineva și spune vreau să-i dau palmul la nevastă ta, nici nu mai are timp să se gândească a doua oară dacă ar vrea să-i dea, sau cel puțin eu încerc să-l ajut să nu mai gândească la lucrul ăsta, da? Dacă vrea să-mi dea mie o palmă că sunt creștin, asta este cu totul altceva. Deci sunt două paliere diferite pe care eu ca și creștin funcționez. Identitatea mea este, are mai multe domenii. Eu sunt cetățean al statului, sunt cap de familie, sunt creștin, sunt membru al unei biserici care trebuie să protejez mărturia. În fiecare situație am anumite responsabilități, da? Dacă este un păcat scandalos, dar omul se pocăiește sincer, trebuie exclus sau altfel disciplinat? Și în paranteză, dacă este un slujitor. Da, cred că aici depinde și de nivelul la care s-a ajuns cu păcatul respectiv. A Pavel, de exemplu, în Corint, îi mustră și în epistola aia îl dă afară pe ăla. Da? Pentru că propagarea, puterea de propagare a păcatului a fost cu totul dezastruoasă. Ca să se mai recupereze ceva, acolo trebuia să-l dea afară. Dar astea sunt cazuri nefericite. Eu cred că ar trebui să evităm din toate punctele de vedere să se întâmple așa ceva. Ar trebui să se depisteze de la mult mai devreme, să nu se ajungă la punctul ăsta. Da? Să nu trebuiască să intri direct cu excludere. Dar cred că trebuie trasat foarte bine lucrurile în punctul ăsta de vedere și judecat care sunt lucrurile sau păcatele alea care trebuie tratate în felul ăsta. Da. Da, și în cazul din Corint,
necesitatea excluderii acolo a fost pentru că a fost lipsă de pocăință. Da? Posibil ca păcatul ăla să fi trebuit să fie tratat public, pentru că era extrem de scandalos, dar el trăia. Era o chestie continuă. El trăia și ei aprobau, sau cel puțin stăteau nepăsători. Nu era ceva de genul că el a căzut în cel mai scandalos păcat posibil și în momentul ăla s-a prăbușit la pământ și a zis: vai de mine, ce am făcut, trebuie să mă pocăiesc, ajutați-mă ca să mă pocăiesc de asta, nu voi face asta niciodată, mărturisesc public și îmi cer iertare public în fața adunării și accept orice disciplină. Nu asta s-a întâmplat acolo, da? În momentul în care există pocăința, verdictul este: arătați-vă din nou dragostea, da? Față de ei. Deci aici trebuie avut grijă. Întrebarea lui: există păcat așa de scandalos încât harul lui Dumnezeu să fie incapabil ca să-l trateze? Nu există. Să fie foarte clar, nu există. Îmi place cum pune tata problema, zice: măi, la calviniști, harul e har cu haș mare, da? Și el alții au har, dar e cu haș mic. Pentru că acolo există tot felul de excepții, știi? Bă, dacă ai ajuns în nu știu ce hal, dacă nu știu ce, nu știu... Asta îi, te-ai botezat, ai crezut, te-ai pocăit, te-ai așa, dar ne pare rău. Ești fără nicio speranță. Nu, în Evanghelia adevărată nu există un păcat care, harul lui Dumnezeu, dacă este real și dacă ai beneficiat de el în mod salvific, să nu poată rezolva. Asta nu înseamnă că nu vor fi consecințe, da? Că nu va fi disciplinare. Că nu ar trebui, poate să fie o chestie extremă, să fie publică, pentru că ai făcut ceva care a dăunat reputația adunării într-un mod extraordinar. Dar în momentul ăla, noi disciplinăm, da? Pe acea persoană care a făcut cel mai scandalos păcat și se pocăiește, dar nu disciplinăm la fel ca acea persoană care face un păcat scandalos și zice: lăsați-mă în pace, eu trăiesc cum vreau eu, da? Sunt două disciplinări diferite, arată total diferite. S-ar putea ca să implice anumite considerente pastorale. Mă, frate, care e faza? Înțeleg că tu te-ai pocăit și văd că e sinceră pocăința ta, dar uite, ar trebui ca să luăm niște pași de disciplinare încât să dăm un timp la procesul ăsta. Nu din prima... Mă înțelegeți la ce mă refer. Dar dacă el s-a pocăit cu adevărat, eu n-am nicio bază biblică să-l scot din comuniunea fraților dacă există pocăință adevărată. Nicio bază. Excomuniunea este rezervată doar pentru acele păcate mici sau mari, scandaloase sau nescandaloase, care sunt fără pocăință, la care se răspunde cu nepocăință și cu răzvrătire continuă până la capăt. Nu la acele păcate mici sau mari unde există pocăința adevărată. Asta ar fi împotriva Evangheliei. Da? Noi avem un Dumnezeu și avem un mare preot care înțelege că suntem slabi și la care, dacă mergem cu pocăință, el este bun și drept să ne ierte. Asta ne spune, asta e esența Evangheliei și disciplina arată lucrul ăsta într-un mod fantastic. Da? Eu sunt un om neputincios, el este un Dumnezeu plin de milă și de har, care lucrează în mine pocăința prin disciplina lui și prin biserica, care este un instrument al disciplinării. Fac parte dintr-o biserică unde se predică Evanghelia, dar nu se practică disciplina. Trebuie să plec? Dacă se predică Evanghelia, se practică disciplina. Cel puțin formativ. Da, e posibil ca biserica aia să fie într-un proces de maturizare. Da? De exemplu, e posibil că se predică Evanghelia pentru că a venit un nou păstor sau un nou prezbiter a fost instalat și acum se predică Evanghelia. Sau s-au pocăit prezbiterii respectivi care au fost acolo și au realizat că ei au fost până nicăieri. Nu trebuie să pleci instant, da? Pentru că s-ar putea ca să fie o chestie de maturizare și să se ajungă să practice, adică se pun temeliile învățăturii sănătoase și după aia se vor trata toate lucrurile astea. Dar dacă trece o vreme și se constată și se semnalează și de fapt rezultatul este că este vorbă în vânt, da? Să predic așa teoretic Evanghelia, dar efectele Evangheliei nu sunt acolo și să neagă în practică Evanghelia, la un moment dat va trebui să pleci. Va trebui să pleci, pentru că acea biserică nu este adevărată, chiar dacă pare să predice Evanghelia. Evanghelia cu adevărat predicată produce efecte. Da? Produce efecte. Cuvântul lui Dumnezeu nu vine înapoi fără rod. S-ar putea să dureze un an, doi, trei, dar nu vine înapoi fără rod. Asta ne garantează cuvântul lui Dumnezeu. Ca tare, răbdare, rugăciune, dar la un moment dat va trebui dat un verdict în acel loc și pentru tine în mod personal.